Monumentul Ostașului Român, care se află în imediată apropierea Câmpului Tineretului din municipiul Baia Mare, a fost dat în folosință în jurul datei de 23 august 1959 și finalizat un an mai târziu. Edificiul a fost sculptat de către artistul Andrei Ostap și s-a dorit a fi un omagiu adus soldaților români care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Dacă pe peretele interior apar agricultori și muncitori, pe cel exterior au fost sculptate scene de luptă, soldați și armament. Mai mult, forma ascendentă a sculpturii simbolizează sacrificiul dus până la moarte de către soldații implicați în eliberarea teritoriilor românești.